Iarăși lumesc la orice caște. Bună dimineața, bine ați venit la un nou vlog pe canalul Liviu Boca. Hai să luăm un nou episod din Găsuri de la Munte. Vă spuneam episodul trecut că eu n-am condus mașina asta, dar uite că mă plimb Cătălin aici. Avem peisaj frumos de dimineață. Doar că azi noapte a fost uraganul peste noi. Nu știu, n-am putut dormi. Cum am fost asta? Am zis că ne trezim în Bama, nu mai trezim satul. Deci a fost un vânt puternic, greu de tot. Mergem să cumpărăm niște armătură. Începem acolo să turnăm un pic de beton pe gărduțul ăla care îl facem noi. Și să văd dacă mai mi-a rămas ceva pe acolo, pe sus, la ce vânt a fost, de când am plecat tuburile alea, tot de plecat din părul la Bali. Avem un soare frumos aici. Până de seara ai timp să-l iculești pe părul. Da, uita ce frumos e. Acest sătuc Sadova, e splendid, e așa, gen de ăla, austriac, nemțesc, foarte frumos așa, din munte. Așa că, înainte să începem acest vlog, v-aș ruga să dați un buton de like, să strângem măcar 100-150 de like-uri la acest vlog și let's go! Deci am două hanorace pe mine pentru că este vânt. Nu e un frig, să spun așa, bate soarele, e plăcut, dar vine un vânt foarte rece. Cred că undeva mai sus, pe munte a nins și vine așa un vânt foarte rece și de aceea am două hanorace pe mine că mi-e frig. Da, priviți și cum se vede căsuța de la munte acum, adică doar temelia de la căsuța de la munte, pentru că în curând începem și să ridicăm această căsuță. Așa că nu uitați să băgați un like și să vă abonați canalul Liviu Boca Lifestyle, pentru că doar așa veți vedea cum construim noi căsuța de la munte și sper să vă placă. În continuare aștept comentariile voastre, aștept părerile voastre jos în comentarii, să-mi scriți, nu știu, acum ne ocupăm în continuare de gard. Și totuși încă aștept mai ceva păreri de la voi, idei de gard, chestii de genul. Nu ezitați să-mi scrieți pe Instagram, să trimiteți sau să-mi scrieți și în comentarii jos. Nano! Bună ziua! Ce faci? Tatătorii! Îi spun lui Cătălin că tu pâine acolo mor. Îi zic că l-a luat asară vântul și l-a trătit ghivaz și l-a omorât. Dar iar ai venit în capul meu, măi! Băi, Cătălin, 50 de câinile ăla care l-au luat vântul și l-au trătit de gard. Spui tu treaba asta, da. O să o câine mor de șans, palit o mașină, probabil. Și o să zic că doar că celălalt l-a luat vântul și l-a dat de gard și o murit, o să zic. Și haideți să vă explic. O să pun plasă, armătură, cum se spune. O să torn aici șanțulețul ăsta cu beton. Iar peste șanțuleț vreau să fac exact piatră de asta. Iar de pe piatră aș vrea să încep un gard rustic. Aștept părerile voastre în comentarii să vedem exact cum va arăta. Eu am o idee deja salvată în mintea mea. Aici unde va fi baia, văd că deja s-a uscat. O să iau spray-ul să mai trag încă o dată linia la baie. Azi le anulăm, aici a râs în episodul trecut Cătălin de mine că sunt pictor și ne-am desenat tot felul de prostii aici. Dar mai trag imediat încă o linie. Mulțumesc și acum membrii canalului, dar nu uitați, dacă vreți să apăreți pe acest perete, Wall of Fame se va numi și numele vostru să fie aici scris, ce trebuie să faceți, doar să apăsați butonul alături de sau join, cum aveți voi acolo, și să vă scrieți în membrii canalului, în secțiunea Wall of Fame. Mă mir că nu mi-a luat vântul aseară toate chestiile astea, deci azi noapte când am dormit și cum s-auzea vântul, am zis că băiatul pleacă tot de aici, dar am pus foarte bine astea și nu mi-a luat nimic vântul aici. Nici vopseaua, nici tuburile astea, pentru că a ținut foarte bine pădurea. Vântul a bătut extrem, extrem de puternic din partea aia. Eu în continuare mor de plăcere când văd acest view. Aici acum sunt curios dacă mi-ar încăpea. Se spun că pun în acumulator la panourile solare și invertorul și mă gândesc că pun și eu o centrală dacă voi face o încălzire doar prin pardoseală atâta. Eu sunt un adept al tot ce înseamnă wild ăsta rustic. Dacă faci o cabană aici, nu-mi place să am calorifere, nu-mi place să am chestiile astea. Atunci eu am zis că mă încălzesc pe căbănuța asta de nici n-are 50 de metri pătrați. Doar cu un șemineu. Asta am nevoie de comentariile voastre. Poate sunteți mulți care vă pricepeți în
construcții, în chestiile astea, și de asta am nevoie de părerile voastre și comentariile voastre. Mă gândeam că șemneul voi pune chiar în colțul ăsta, pentru că aici va fi intrarea în cabană și dacă e în colțul ăla e ok. Iar ea va fi toată open space, în afară de baie și cameruța asta. Sus aici va veni dormitorul, va fi tot open space, va fi exact ca un balcon. Cu patul îndreptat spre viu încolo. Știu că mulți dintre voi sunteți foarte curioși cât mă ajunge cabana asta, câți bani ar costa până acum. Nu știu cât va ajunge să coste în final această căbănuță, această căsuță Wild. Tot ce pot să spun e că până în momentul de față am cheltuit 9.000 de euro și am ajuns la stadiul ăsta. Ce vedeți voi? Bine, în ăștia 9.000 de euro am mai intrat încă vreo 2.000 de euro apa și chestiile de gen. Puneți-i voi, prețurile sunt ok, nu sunt ok, tot aștept părerile voastre. Hai că n-am atras ața asta, să fie dreaptă tot. Am băgat 12 stâlpi de fier, destul de buni, zdraveni, pe care noi ne vom lega cu scândurile de lemn și vom face, practic, gardul. Să vă-l arăt mai de aproape ăsta. Ia uitați, e destul de zdraven, ca să-mi țină leațurile. Aoleu, iar a început vântul. Aici Cătălin bagă o vopsea de stâlpișori. A început picturile. Picturi, dar na, nu pictez tu cum am făcut eu acolo. Ia uite. Eu nu mă pricep ca tine, nu, oricum. Vai. Nu zici, te duci și vezi ce face cățelul în parete. Lasă cățelul, e pe dincolo de harte. Nu, eu zic, te duci ceva de mâncare chiar pe zi, așa. El doar mi-a spus, băi, tu zic mult. Poate, să știi că nu m-am gândit la varianta asta. Din păcate, astăzi nu o să putem turna beton, din cauza că este sâmbătă și oamenii și-au cam oprit activitatea pe sâmbătă. Săptămâna viitoare ne vom apuca și de fixat acești stâlpișori în beton. Vor fi 12 stâlpișori, din 2 în 2 metri, așa am gândit să-i pun. Și acum o întrebare pentru toată lumea. Cine poate să-mi facă rost de astfel de traverse de cale ferată? Dacă este cineva care ar putea să-mi facă rost, puteți să-mi scrieți pe Instagram, LiviXBoca, să-mi dați niște directive, așa, să cumpăr. Vreau să îmi fac chiar în partea asta, deci practic voi face o coborâre aici cu trepte, de pe terasă, tot cu traverse vreau. Apoi, aici va fi doar iarbă, o să pun niște lespii, chestii ca o cărare, iar de aici în jos vreau să pun trepte de traversă care vă duce exact la fireplace. Ce frumos e crescut copacul ăsta, așa strâmb cum e el. Îmi dă o senzație foarte faină de wild de ăsta, așa, mișto. Și cred că mă pot și urca ușor în el. Să încercăm. Uite! Cătălin deja mă filmează. M-am urcat de copac. Ce mă filmez, mă? Băi, mă creangă, mă, unde te sui la oare, la da. Uite cum vrea el să-și rupă mâncios de acolo, uite la el, bă. Parcă e matri, bă, bă, e mai rău ca matri, bă. V-am zis, bă, că mă urc prin copac, că e ușor de urcat, să vedem și noi cum se vede din copacul ăsta. Da, gata, mă filmează, gata, și el a scos telefonul, pune și el ceva pe TikTok. Vreau să vă arăt cum se vede de aici, căsuța de la munte, adică... Nu căsuța de la munte, radierul de la căsuța de la munte. E, cam altfel se vede de aici, cred că mi-am găsit și eu în sfârșit un loc unde să stau, pun și un hamac aici. Și iarna asta în frig aici stau și mă uit la căsuța de la munte. Și vine și veșnica întrebare, unde-i? Gheorghiță. Gheorghiță, săracul, cred că o bună naștere greacă, nu a mai venit. Nu, e? Astea se usucă rapid, că e și vânt și soare. Imediat ați uscat. E cu uscare rapidă, nu-i problema asta. Dar ce e cam groasă, trebuie să le diluant, cred că. Dar ce e bună și groasă. Stă mai bine, vopseau. Eu n-am dracul de Gheorghi dus acasă din sâmbăta trecută. Dracul cel de Gheorghi. Bă, cum vorbești omul la telefon cu... De Gheorghi. Că dracul și al de Gheorghi, sau cum era? Da. Nu te discurci fără Gheorghiță, a? Gheorghiță, lasă că Gheorghiță. Am eu ac pentru cojocul lui, mă. S-o luat el ăsta mâine concediu, da. Când vin, îi scot eu untul de pe dinsul, lasă. Așa, la n-ai să vezi să se scurte și doar.
Hai să-l vezi tu, Gheorghe, transpirat, nici la saună nu transpiri, Gheorghe. Gheorghiță, dacă te uiți la vlogul ăsta, auzi ce se discută aici. Gheorghiță, dacă te uiți la vlogul ăsta, nu mai veni, rămâi pe de aia. Las că-l postez după ce se întoarce. Cât am pus gând rău. Am urcat aici sus la panorama Bucovinei, pentru că deja nu mai avem ce face la căsuța de la munte, din cauza că nu avem astăzi deschis la beton să putem turna. Acum o iau așa încetucul pe jos spre mașină, pentru că mi-am lăsat mașina chiar la strada principală. Și merg să mă urc în mașină să-mi dau drum la căldură. De asta fac eu cabana, pentru că iubesc iarna, iubesc frigul și îmi place să stau într-o căbănuță, să fac focul șemineu la călduț. Dacă și voi gândiți la fel ca mine, apăsați butonul de like, să știu câți dintre voi iubiți iarna. Sau, da, cel puțin iubiți chestia asta de a sta într-o cabană la foc șemineu, la căldurică așa frumos. Și cu viu super, exact, pentru că viu face tot într-o cabană, părerea mea. Dar iată că am coborât deja până la baza drumului care urcă sus la panorama Bucovinei. Deci de fiecare dată când ajungeți în zona asta și vedeți acest indicator cu proprietate privată și sus acolo panorama Bucovinei, nu uitați să dați un telefon la numărul afișat ăla cu 212 la urmă, pentru că drumul este foarte îngust și se poate ajunge la o neînțelegere între mașini și se creează niște disconforturi. Poftă mare! Adevărul e că toamna în Bucovina e senzație. Așa că înainte să încheiem acest vlog, v-aș ruga să apăsați butonul de like, să vă abonați la canalul Liviu Boca Lifestyle, să apăsați clopoțelul pentru a fi notificat pentru următoarele episoade din căsuța de la munte. Iar eu de aici din Bucovina vă las cu episodul precedent. V-am pupat, pa, pa!